Vrem rețeta, vrem rețeta! Foarte mulți mi-ați dat mesaj că doriți rețeta la aceste minunății. Vestea bună este că așteptarea a luat sfârșit. Hai să vă arăt cum să faceți aceste minunății umplute cu brânză feta. Mozzarella și ceapă verde. Un deliciu! Se fac foarte ușor, cu doar câteva ingrediente. Hai să ne apucăm de treabă. Într-un bol încăpător am pus 100 de ml de lapte, 100 de ml de apă fierbinte, 5 grame de drojdie uscată, o lingură de zahăr și am amestecat totul foarte bine până când s-a topit zahărul. Am adăugat 350 de grame de făină pentru pâine, sare. După ce aluatul s-a format, am adăugat cam 40 de ml de ulei de floarea soarelui, treptat, frământând în continuu. Aluatul rezultat trebuie să fie unul nelipicios și ușor moale. L-am pus înapoi în bol, l-am acoperit și l-am lăsat la crescut pentru o oră sau până când își triplează volumul. Între timp m-am ocupat de umplutură. Am folosit 150 de grame de brânză mozzarella dată pe răzătoare, un fir de ceapă verde, dacă nu-ți place îl poți omite, pe care l-am tăiat mărunt, 100 de grame de brânză feta, pe care am mărunțit-o cu mâna. Am amestecat totul foarte bine și am lăsat deoparte. Ia uite, aluatul este deja gata, este foarte bun și foarte versatil, îl puteți folosi la multe alte rețete. Am scos tot aerul din aluat, am format o bilă pe care am împărțit-o în 8 bucăți. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Am luat câte o bucată de aluat și am format o bilă. La fel am procedat cu toate bucățile. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yami.expert. Am luat bucățelele, le-am pus înapoi în vas și m-am ocupat de modelarea covrigilor. Pe fiecare biluță am pus puțin unt și cu ajutorul mâinilor am întins aluatul. Am adăugat umplutura, puteți spune mai mult sau mai puțin în funcție de preferință. Am sigilat, am învârtit aluatul, exact cum vedeți în imagine, l-am închis și am format covrigul. I-am pus într-o tavă tapetată cu hârtie de cop, am acoperit totul și am lăsat pentru jumătate de oră la crescut. Într-o ceșcuță am pus un gălbenuș de ou, cam două linguri cu lapte, am amestecat totul bine și am uns covrigii cu acest amestec. Opțional, poți presăra pe deasupra lor susan, mac sau sare. Se bagă în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius până când vezi că se lumenesc frumos pe deasupra. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Poftă bună, vă pup!